e un handicap că nu jucăm cu spectatori cu Andorra, chiar dacă e Andorra? Ție cum ți se pare? Nu știu, din ce citisem am văzut că pot să vină copiii la meci, cum au mai fost, cred că cu Norvegia, dacă nu mă înșel. Da, nu știu, noi ne bucurăm că chiar dacă ne-au suspendat acum, nu putem să controlăm ceea ce fac fanii, dar până la urmă partea aceea suporterilor sau grupul de la Unisub Tricolori au fost singurii care au venit peste tot, în orice deplasare, oriunde am fost, și în Feroe, și prin Islanda, și peste tot. Adică niciodată nu ne-am simțit că jucăm în deplasare și am auzit și au fost aproape de noi. Acum nu mă apuc eu să-i critic, pentru că ți-am zis, un lucru pe care noi, fotbaliștii, nu le putem controla ceea ce scandează. Nu, dar eu nu te-am întrebat. Nu, n-a fost întrebarea să critici pe cineva. Eu doar te-am întrebat dacă e un handicap că nu jucăm cu suporteri. Nu te-am... Nu știu cum să răspund. Mi se pare că meci e și duminică la o oră destul de târzie. Poate fi un dezavantaj, dar cred eu că dacă vor veni, vor avea voie copiii să vină la meci, indiferent câți vor veni, va fi o bucurie și pentru noi să-i vedem în tribună și sunt sigur că vor fi foarte gălăgios. Da, clar asta, știi cum sunt copiii. Nu, te întrebam că știi cum e când joci cu 30-40 de mii, chiar dacă e Andorra, oricum o dai. E un avantaj, Nicușor, și voi simțiți asta. Da, e un avantaj, dar ți-am zis, nu... Mai sunt, nu știu, în 50 de zile, 40 de zile între astea două acțiuni și se termină tot. Nu mai e, toată lumea e conștientă că astea sunt cele mai importante meciuri și nu mai poți să te gândești acum că nu avem fani sau avem fani cu Andorra. Trebuie să câștigi meciurile și să ne îndeplinim obiectivul. Da, eu cred că foarte rău era dacă nu aveam spectator cu Elveția, Nicușor. Cred că asta era marea lovitură. Da, și asta poate fi. Noi ne dorim ca până la acel meci să fim calificați și să fie o sărbătoare, dar nu poți ști niciodată sigur în fotbal ce va fi. Da. Dar cu siguranță că va fi stadionul plin, indiferent dacă vom ajunge să jucăm meci decisiv cu Elveția sau vom fi calificați, până atunci stadionul va fi plin. Da, nu, sincer, numai ai vorbit foarte, foarte frumos, ai vorbit despre Unisub Tricolor. Sincer, nu mă așteptam. Bine, tu te-ai și dus și ai vorbit cu băieții aia. Adică se vedea că aveți o relație de respect, pentru că după ce ai intervenit tu, lucrurile s-au calmat, dar sincer nu mă așteptam. Adică tu chiar crezi că băieții aia chiar v-au ajutat, mai ales în deplasări, nu? Da, asta nu știu ce s-au întâmplat, dacă au fost probleme anul trecut la acțiunea din iunie, când au fost cele patru meciuri, pentru că eu n-am reușit să ajung din China. Eu zic din punctul meu de vedere că au venit cu noi după noi în fiecare deplasare și la fel vorbeam cu cel puțin atacantul de la Kosovo, Muriki, nu era, deci înțelegea, știa și el că nu, noi nu putem controla ceea ce se întâmplă, în tribune. La fel cum nici ei în Kosovo n-au putut să controleze faptul că nu ne-am auzit imnul când a fost intonare, nu le-am fost uiduit. Și am fost făcut țigan și așa mai departe, că știm ce a fost acolo. Da, noi niciodată, de câte ori am fost făcut țigan sau cu naționala sau așa, trebuia să ieșim de 30-40 de ori și noi de pe teren, da? Noi n-am făcut niciodată mare scandal din cauza asta și până la urmă bine că s-a terminat, că am jucat meciul și am luat punctele. Da, și Muriki ce zicea când vorbeai cu el? Că înțelege, nu, ce se întâmplă? Adică nu era... Da, eu ziceam că la fel cum s-a întâmplat și la voi acasă, acum nu e ceva ce putem să controlăm noi, ceea ce se întâmplă în tribune. Asta, sau ceea asta ce... zicea și Muriki asta, nu? Adică era de acord și el. Da, da. După, pe urmă, nu știu ce s-a întâmplat, dacă a fost adevărată chestia, că s-a pus presiune sau nu pentru ca noi să pierdem meciul cu 3-0.
gen din partea jucătorilor sau antrenorilor, nu știu dacă e adevărat, dar ți-am zis bine. Dar ție în teren, să pe parcursul meciului, ți s-a părut că kosovarii n-au mai vrut să joace meciul și le-ar fi convenit să termine 3-0 sau nu? Nu. Din moment după ce am revenit pe teren, voiau și ei și noi să câștigăm meciul mai mult ca oricând și cred că și ei la rândul lor, după cele întâmplate, erau mai motivați să ne bată la noi acasă și noi la fel. Da. Deci batem Andorra și fără spectatori. Asta e de fapt mesajul, nu? Să nu ne mai cramponăm atâta de asta. Eu sper să vină, să fie copiii cum am văzut. Și da, în mod normal, ți-am zis, vrem să ajungem la Euro, trebuie să batem Andorra oriunde am jucat cu ei, fără lipsă de respect față de național Andorrei. Da. Crezi că va fi meci decisiv în Israel? Dacă vom lua cele 6 puncte acum care sunt foarte importante sau cele mai importante pentru noi, cu siguranță. Ei au un program acum în octombrie mai greu decât noi, dar la cum e clasamentul și cum arată lucrurile, asta e cea mai mare probabilitate să avem meciul decisiv acolo. Da, echipă bună, nu? Ți-ai simțit, nu e echipă bună Israelul? Da, se vede că sunt foarte mulți jucători care joacă și în campionatul lor și se înțeleg bine, iar au și în străinătate, este o echipă închegată, dar nu știu, din punctul meu de vedere nu ar trebui să ne temem de ei sau să ne fie frică. Am zis și înainte de meci, cred că suntem două naționale cam de cu valori echilibrate și nu știu, din punctul meu de vedere nimic de speriat. Da, nu trebuie să-i transformăm într-un bau-bau, cum se zice în fotbal. Da, acum toate meciurile sunt dificile, mai ales la acest nivel, dar nu ne putem să ne speriem de orice echipă.